Dragilor, vă invit să deschideți cuvântul Domnului la Psalmul 119, de unde vom citi 10 versete. Și doresc să încep citirea această dimineață de la versetul 162 până la versetul 172. Psalmul 119, pagina în Biblie 628. Unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa: Mă bucur de cuvântul tău ca cel ce găsește o mare pradă. Urăsc și nu pot suferi minciuna, dar iubesc legea ta. De 7 ori pe zi te laud din pricina legilor tale celor drepte. Multă pace au cei ce iubesc legea ta și nu li se întâmplă nicio nenorocire. Eu nădăjduiesc în mântuirea ta, Doamne, și împlinesc poruncile tale. Sufletul meu ține învățăturile tale și le iubesc mult de tot. Păzesc poruncile și învățăturile tale, căci toate căile mele sunt înaintea ta. Să ajungă strigătul meu până la tine, Doamne. Dă-mi pricepere după făgăduința ta. Să ajungă cererea mea până la tine. Izbăvește-mă după făgăduința ta. Buzele mele să vestească lauda ta, căci tu mă înveți orânduirile tale. Să cânte limba mea cuvântul tău, căci toate poruncile tale sunt drepte. Amin. Amin. Vă invit să vă reașezați, dragilor, și pentru câteva momente să privim la această temă pe care noi am anticipat-o de ceva vreme și vorbim și am ajuns să discutăm despre disciplina citirii cuvântului, The Discipline of Scriptures Reading. Psalmul 119, de la versetul 162 la versetul 172. Am ales textul acesta pentru că, așa după cum ați observat, vorbește în continuu despre legea Domnului, despre cuvântul Domnului, despre ce înseamnă să fii un om care citește cuvântul lui Dumnezeu și să ne ajute Domnul să-l citim și să-l trăim, cuvântul lui Dumnezeu, că aceasta este voia Domnului pentru noi. Și ați auzit deja că tema care a fost aleasă este disciplina citirii cuvântului. Eu știu că uneori, multora, nu le place să li se vorbească despre subiectul acesta, despre ideea aceasta de disciplină. Să fii disciplinat. Oamenii de astăzi și noi suntem la fel. Sunt oameni de genul care spun, I want to be my own boss, nu? Că de-aia am venit în America. I want to be my own boss, I want to do my own schedule, I want to do my own stuff, I want to do whatever I want to do. Nu vreau să fiu disciplinat de cineva. Nu vreau să trăiesc viața așa la un program făcut de cineva. Și când e vorba de conceptul acesta de disciplină, în orice domeniu, nu ne prea place. Unora nu le place, alții nu înțeleg ce înseamnă lucrul acesta. Disciplina este totalitatea regulilor de comportare și, ascultați, de ordine obligatorie. Dar de ce să mă oblige cineva să fac ceva? Asta înseamnă să fiu un om disciplinat. Supunerea liber conștientă a membrilor la dispozițiile luate de conducere. Wow, când auzim pe asta, no way, să mă conducă pe mine cineva. Dar cine v-a pus pe voi să ne spuneți nouă ce să facem? Asta înseamnă să fii un om disciplinat. Când este vorba despre disciplina citirei Bibliei, autoritatea este autorul Bibliei, înainte de toate, Dumnezeu. Dumnezeu își cer în această dimineață să fii un om disciplinat în citirea Scripturilor. E adevărat, prin păstori, prin predicatori, prin părinți copiilor, da. Dar Dumnezeu ne cere să fim disciplinați. Persoana ignorată nu este păstorul sau învățătorul sau părintele, mama și tata, este Dumnezeu atunci când nu sunt un om disciplinat în citirea Scripturilor. Când neglijez citirea Scripturilor, îl neglijez pe Dumnezeu, îl supăr pe Dumnezeu. Și Dumnezeu, în dragostea Lui, ne reamintește în zile ca și acestea că trebuie să fim oameni disciplinați.
Disciplina citirii cuvântului. În această dimineață m-am hotărât și m-am oprit la textul acesta pentru că am văzut bucuria pe care citirea cuvântului Dumnezeu sau cuvântul lui Dumnezeu o aduce în viața noastră. Și acum vreau să vă spun ceva. Vom privi la textul acesta și vom vedea că în pasajul acesta psalmistul ne vorbește despre bucuria pe care cuvântul lui Dumnezeu o poate aduce în viața noastră. Acum vreau să vă spun de la început, dacă este cineva între noi, și sunt, oameni necăjiți, oameni care au probleme de tot felul, anxiety, frică, teamă, the only medicine that works 100% este aici. Cuvântul lui Dumnezeu. Și în această dimineață m-am hotărât să vorbesc despre bucuria pe care cuvântul lui Dumnezeu o poate duce în viața noastră și felul în care cuvântul lui Dumnezeu ne va transforma viața din oameni așa și așa, oameni plini de bucurie. Și rugăciunea mea și dorința mea este pentru fiecare dintre noi să plecați acasă bucuroși. Amen. Doamne ajută-ne! Haideți să privim așa cum v-am obișnuit deja, verse by verse în textul acesta și să vedem bucuria pe care cuvântul lui Dumnezeu o aduce în viața noastră. În primul rând, versetul 162 vorbește despre bucuria citirii cuvântului. Citești cuvântul lui Dumnezeu și devii mai bucuros. Asta spune versetul 162. Mă bucur de cuvântul tău ca cel ce găsește o mare pradă. Mă bucur să-l pot avea, să-l pot deschide, să-l pot citi. Mă bucur de cuvântul tău ca cel ce găsește o mare pradă. Atenție! Atenție! Cel ce găsește o pradă. Nu cel ce trebuie să lupte pentru prada aceea. O găsește. That's easy. Să umbli, să mergi, să nu știu pe unde să umbli și să găsești o bogăție mare. Nu trebuie să lupți pentru ea, nu trebuie să te... Nimic, ai găsit-o, n-a găsit-o nimeni, ai găsit-o tu, este a ta. Așa mă bucur de cuvântul tău, Doamne, spune psalmistul. Dacă priviți cu atenție versetul 162 și dacă puteți să le afișați în limba română și în engleză, ar fi foarte, foarte bine. Versetul 162 nu ne vorbește despre o pradă pentru care ai luptat. O pradă pe care tu ai câștigat-o. Nu, nu, ai găsit-o. Ai găsit-o. Deci valori găsite de tine pentru care a luptat altcineva. Știu mulți oameni și dumneavoastră știți oamenii care au câștigat mari bogății. Dar au luptat pentru ele și in the process au pierdut foarte multe lucruri, relații, nu? I remember când am auzit prima dată de Mark Cuban, care a spus, le-a spus primilor mei angajați, forget family, friends, anything, you're here to work 24/7. Și el spunea, am pierdut relații, și, dar nu m-a păsat absolut deloc, am avut un gol în viață să capăt. Și a căpătat. So, omul care luptă pentru o pradă poate pierde în proces foarte multe lucruri. Mergi la luptă și poate pierzi un frate, un părinte. A small army. Sunt oameni care s-au dus cu a whole village la luptă și au venit acasă singuri. Au venit poate cu o pradă de război, dar au trebuit să lupte pentru ea. Citirea Bibliei nu este așa. Prada aceasta ai găsit-o. Este a ta, bucură-te. Știți care este concluzia? Nu ai nimic de pierdut, ci numai de câștigat când citești cuvântul lui Dumnezeu. Să nu cumva să vă gândiți să spune, păi n-am timp să citesc Scriptura, că n-am timp. Scriptura, citirea Scripturii nu este timp pierdut, este timp câștigat de Dumnezeu și aduce bucurie în viața noastră. Bine, cine nu citește nu știe despre ce vorbesc, dar dacă vei citi cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi, vei fi un om plin de bucurie. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Timotei 3:16. Oricând citești, orice citești din Biblie, îți prinde bine și îți aduce câștig, pentru că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte și să dea înțelepciune, neprihănire. Tot ce vine de la oameni, absolut tot ce vine de la oameni, este relativ, incomplet, parțial. Ce vine de la Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, este perfect, complet și dătător de viață. Citind cuvântul lui Dumnezeu, vei fi un om bucuros. Asta spune versetul 162. În al doilea rând,
Următoarele trei versete, de la versetul 163 la versetul 165, ni se vorbește despre bucuria înțelegerii cuvântului. Că sunt mulți care citesc Biblia și nu înțeleg. Asta e o bucurie mai mare. Dar pentru ca să începi să înțelegi cuvântul, cum spunea fratele Vasile, trebuie să continui să te rogi, să postești și să citești cuvântul. Că nu poți înțelege așa numai că îl citești o dată pe lună. Și bucuria aceasta este mai mare în a înțelege cuvântul Domnului. Ascultați ce spune versetul 163. Urăsc și nu pot suferi minciuna, dar iubesc legea ta. Dar cine poate să facă diferența asta? Ascultați ce spune omul lui Dumnezeu. Numai acela care înțelege cuvântul lui Dumnezeu poate să spună asta urăsc și asta iubesc. Și deja își formează valorile după voia lui Dumnezeu. Minciuna, bad. Da? Cuvântul lui Dumnezeu, good. Asta vine în urma înțelegerii cuvântului. Asta spune omul lui Dumnezeu. Nu pot suferi minciuna pentru că înțeleg dramele și suferințele cauzate de minciună. Acum gândiți-vă dumneavoastră la un soț care își minte soția. O zi, două, un an. Gândiți-vă la dramele care vor ieși la iveală cândva, când soția aceea va afla. Urăsc minciuna, nu pot suferi minciuna. De ce? Pentru că înțeleg cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu îmi spune că that's not good. Aia aduce multă suferință și durere în viața celuia care trăiește în minciună. Dar iubesc legea ta, iubesc legea ta, pentru că înțeleg cuvântul tău și voia lui Dumnezeu și sunt luminat de Duhul lui Dumnezeu ca să înțeleg că adevărul este ceea ce dă bucurie și viață. Nu mai țin minte când, la undeva la începutul college-ului oricum, am fost întrebat to write an essay despre minciună. Și printre multe, multe notes din college am ținut multe dintre ele, unele le-am pierdut, dar am găsit zilele acestea un lucru că le-am scris în urmă cu 20 și de ani, 25 de ani în urmă aproape despre minciună. Și am scris acolo că minciuna este un adevăr amânat, nu anulat. Când cineva minte, are impresia că a anulat adevărul. Cu minciuna asta, n-am spus adevărul, nu o să afle nimeni, nu e adevărat. Minciuna este doar un adevăr amânat. Cândva, undeva, prin cineva, adevărul va ieși la iveală. Și începem să trăim în adevăr și urăm minciuna atunci când înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. Că auzim pe mulți oameni care spune, dar cum n-am înțeles că am auzit de atâtea ori și am căzut? Pentru că nu înțelegi cuvântul lui Dumnezeu. Și înțelegerea cuvântului Dumnezeu aduce bucurie. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar iubesc legea ta. De ce? Pentru că mă arată scopul vieții mele și să trăiesc după voia lui Dumnezeu. Versetul 164. De 7 ori pe zi te laud, Doamne. Why? Din pricina legilor tale cele drepte. Tu înțelegi că legea lui Dumnezeu este dreaptă? Tu înțelegi care este voia lui Dumnezeu pentru viața ta sau nu înțelegi? Mare bucurie aduce înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu. Cine poate înțelege lucrul acesta decât cel care înțelege cuvântul lui Dumnezeu? Legea dreaptă, spune versetul 164, pentru a îndrepta trebuie înțeleasă. Trebuie înțeleasă. Doamne, dă-ne minte tuturor să înțelegem cuvântul Tău și nu ne lăsa să trăim în păcat. Nu uita niciodată, dacă ești disciplinat pentru cuvânt citindu-l, vei fi disciplinat de cuvânt înțelegându-l. Dar pentru asta trebuie să citim, dragilor, în fiecare zi. În urmă cu 2-3 săptămâni am vorbit cu un tânăr și a spus, da, chiar să citim în fiecare zi cuvântul Domnului și de la noi din biserică scumpul de el. Și am spus, da, bineînțeles, dar cum poți să faci asta când n-am timp? Mă, nu se poate. Nu se poate. Citirea cuvântului, înțelegerea cuvântului, aduce multă, multă bucurie. Ascultați ce spune versetul 165, următorul verset. Multă pace au cei ce iubesc legea ta și nu li se întâmplă nicio nenorocire. Nici o nenorocire. În lume, spune Domnul Iisus Hristos, veți avea necazuri, dar nu nenorociri. Nu, necazuri. Știți care ar fi nenorocirea? Că în timpul necazului să-ți pierzi credința. No, asta e o nenorocire. Dar cel ce înțelege voia Domnului,
Așa cum spunea cuvântul profetului în această dimineață, chiar când trebuie să suferim, cel care înțelege voia Domnului, nu îl ajunge nicio nenorocire în mijlocul necazurilor, suntem plini de bucurie pentru că înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. 3. Versetul 166 la versetul 168 ne vorbește despre o bucurie mai mare. Bucuria trăirii și a împlinirii cuvântului în viața noastră. Asta e și mai frumos. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Este o bucurie mult mai mare decât doar a citi cuvântul și a-l înțelege. Acum poți să fii fericit împlinindu-l, spune cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce spune cuvântul acesta lui Dumnezeu, versetele acestea despre a înțelege cuvântul Domnului. Aici apare un termen nou în versetele acestea și veți vedea. Mântuirea lui Dumnezeu. Mântuirea lui Dumnezeu apare aici când este vorba de a împlini cuvântul Domnului. Și ce înseamnă asta? E simplu, înțelege oricine. Degeaba citești, degeaba înțelegi, dacă nu împlinești. Eu nădăjduiesc în mântuirea ta, Doamne. De ce? Pentru că citești și înțeleg cuvântul tău? Nu. Ascultați de ce. Eu nădăjduiesc în cuvântul tău, în mântuirea ta, pentru că împlinesc cuvântul tău, Doamne, legea ta. Fraților, uite, asta să nu înțelegem niciodată greșit și asta să nu treacă niciodată pe lângă noi. Nu contează. Că suntem mai conservatori, că suntem un pic mai liberali, că, auzi, nu contează lucrurile astea. Dar asta ar fi culmea, să venim la biserică day in and day out și să nu pricepem treaba asta. Dacă nu împlinești cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu trăiești cuvântul lui Dumnezeu, mântuirea lui Dumnezeu este departe de tine. Mântuirea nu o câștigi, ai câștigat-o, a fost darul lui Dumnezeu și ca urmare ești luminat de cuvântul lui Dumnezeu și împlinești cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu împlinești cuvântul lui Dumnezeu, legea Domnului, ești într-o mare problemă. Ascultați, vă rog frumos, ce spune versetul 167. Sufletul meu ține învățăturile tale și le iubesc mult de tot. 168. Păzesc poruncile tale și învățăturile tale, căci toate căile mele sunt înaintea ta. Dumnezeu vede totul. Oamenii ne văd aici. Man, ce fain! Dumnezeu vede totul și Dumnezeu vede dacă împlinești sau nu cuvântul Lui. Wake up! Ascultă cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață și spune, Doamne, de acum vreau să trăiesc și să împlinesc cuvântul Tău. Ascultă, te rog, ce spune cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață. Dragule, împlinești Scriptura sau nu? Asta e întrebarea. Acesta este testul. Aici este vorba despre împlinirea cuvântului Dumnezeu. Versetul 168 îți reamintește că Dumnezeu, de Dumnezeu nu te poți ascunde. El vede nascuns și El răsplătește totul. Și destinul tău este legat de lucrul acesta, este stabilit în domeniul acesta. Dacă împlinesc sau nu cuvântul lui Dumnezeu. Frate, vin la biserică de 50 de ani. So what? Întrebarea este, trăiesc, împlinesc cuvântul lui Dumnezeu sau nu? Dar împlinirea cuvântului lui Dumnezeu în viața noastră aduce bucurie. Aduce bucurie. Am o jignit cineva. So what? Am ocazia să iert. Să împlinesc cuvântul lui Dumnezeu ori de câte ori mi se cere să-L împlinesc. Și Dumnezeul care vede nascuns și Dumnezeul care ne dă astăzi har și îndurare și milă, același Dumnezeu te va judeca și te va întreba, ai citit cuvântul sau nu? Ai înțeles cuvântul sau nu? Și apoi, ai împlinit cuvântul lui Dumnezeu sau nu? În această dimineață vă provoc ca în fiecare zi și fiecare suflare pe care o mai avem în viața noastră să terminăm cu judecata și cu privitul în jur și să privim la noi, să spunem, Doamne, vreau ca de astăzi înainte să împlinesc cuvântul Tău. Ajută-ne, Doamne, ajută-ne. 4. De la versetul 169 la versetul 170 ni se vorbește despre bucuria de a suferi pentru cuvânt. A suferi pentru cuvânt. În aceste două versete apar două elemente noi. Strigătul după ajutor, izbăvește-mă, Doamne! Și apare suferința, versetul 169. Să ajungă strigătul meu până la Tine, Doamne, dar de ce strigă cel care citește cuvântul, îl înțelege, îl trăiește? De ce să strige ăsta după ajutor?
Pentru că avem harul, de multe ori spune Domnul Iisus Hristos, să suferim din pricina cuvântului. De aceea striga psalmistul, Doamne, izbăvește-mă, ai milă de mine! Un om care se bucură, iubește, laudă pe Domnul pentru cuvânt, împlinește cuvântul lui Dumnezeu și spune, Doamne, ai milă de mine că sunt în dureri. Acum eu știu că e mai ușor ca pe vremea comuniștilor în țară, dar lucrurile nu s-au schimbat deloc. Și noi aici la Portland și voi la Chicago, I'm sure că you guys know, trăim într-un mare întuneric. Și în momentul în care ești lumină în întuneric și nu-ți ții gura închisă, când ești presat să-ți ții gura închisă, automat vei avea de suferit din pricina cuvântului lui Dumnezeu. Ești gata să faci lucrul ăsta? Cuvântul lui Dumnezeu îți spune că este o bucurie mare de a suferi pentru cuvântul lui Dumnezeu, din pricina cuvântului lui Dumnezeu. Sunt bucuros și sunt gata să sufăr, fără nicio problemă, din pricina cuvântului lui Dumnezeu. Și pe baza acestei promisiuni, spune Apostolul Pavel în Roman capitolul 5, este o bucurie și un prilej de bucurie pentru a suferi din pricina Evangheliei lui Hristos. E mare bucurie. Și vă încurajez în această dimineață să trăiți în felul acesta, să aibă Domnul milă de fiecare dintre noi. Not to back down, never ever. Dacă până acum poate ați mai făcut cum ați făcut și ați rezolvat cum ați rezolvat, v-am mai spus eu de ani de zile în urmă cu un coleg, spunea la un frate de-a meu, zice, dar cum a fost în armată? Știind că e pocăit, și fratele meu a spus, it wasn't easy, i-a spus, man, de mine a fost așa ușor, că nimeni nu a aflat că-s pocăit. Un an întreg, n-a vrut să sufere pentru cuvânt, n-au ambet. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește în această dimineață și ne spune că este o bucurie a lui Hristos, o trăiești, o experimentezi atunci când ai curajul să stai pentru Evanghelia și pentru adevărul lui Hristos. Și știți presiunile astea mai noi care vin asupra noastră. Le știți. Întotdeauna să ne dea Domnul putere să stăm pentru adevăr. Atunci te identifici cu apostolii Domnului Iisus Hristos și cu biserica primară, nu cu autonumiții lideri ai bisericii lui Hristos astăzi care promit tot felul de lucruri, valori aici, prosperitate materială, securitate financiară și de tot felul și socială. I urge you. Urmărește întotdeauna voia lui Dumnezeu și fii gata să suferi și să pierzi totul din pricina Evangheliei lui Hristos. Fraților, ultimele două versete și am să închei. În al cincilea rând, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre bucuria vestirii cuvântului. Buzele mele să vestească lauda ta. Ce mare bucurie să fii în stare să spui altora despre Dumnezeu. Ascultați ce spune versetul 172. Să cânte limba mea cuvântul tău. Să fii joyful, să fii gata să cânți, să fii gata oricând să spui altora despre cuvântul lui Dumnezeu. Căci tu mă înveți orânduirile tale, spune versetul 171, a doua parte a versetului. Adică eu știu ce propovăduiesc altora, pentru că am învățat din cuvântul tău despre cuvântul tău. Și așa predic altora despre tine. Nu idei preconcepute, infused by people and all kinds of people, no. Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta trebuie să predicăm tuturor, legea dreaptă și sfântă și după voia lui Dumnezeu să împărtășim cuvântul lui Dumnezeu ori de câte ori avem ocazia. Ascultați ce spune versetul 172, a doua parte, căci toate poruncile tale sunt drepte. Nu trebuie să le îndrepți. Sunt gata drepte, frate. Just say it. Just say it. Am vorbit cu cineva și spunea, dar nu trebuie chiar așa să fim de, you know, no, there's no chance, am spus, auzi, dacă vrei să spui cuvântul așa cum e, bine, dacă nu, taci. Pentru asta, bineînțeles, cuvântul trebuie înțeles. Dar este o mare bucurie în a vesti cuvântul lui Dumnezeu. Fraților, avem pentru fiecare dintre noi și pentru fiecare dintre dumneavoastră care poate nu ajungeți la învon, un semnal de alarmă aici, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că persoana care vestește cuvântul fără să-l citească, fără să înțeleagă, fără să-l trăiască, fără să fie gata să sufere din pricina cuvântului, este într-un pericol de moarte. Adică spune Apostolul Pavel, you can be the greatest evangelist of all times. Dacă predici cuvântul Domnului și spui altora și știi să spui altora din cuvântul lui Dumnezeu, dar nu-l trăiești,
Spune Apostolul Pavel că poți să ajungi un lepădat. Și vă rog frumos să priviți cu atenție în 1 Corinteni 9, 27. Eu am mare grijă, spune, ca nu după ce am predicat altora, eu însumi să fiu lepădat. De ce? Pentru că nu l-am trăit. Pentru că doar am spus altora. Dar niciodată nu m-am uitat la mine. De aceea, dragul meu, astăzi închei și te îndemn, citește zilnic cuvântul lui Dumnezeu. Fii disciplinat. Trezește-te mai devreme dimineața sau culcă-te mai târziu seara, dar nu lăsa să treacă nici o zi. Mă aduc aminte cu durere și vă spun în prezența Domnului, mă aduc aminte cu durere de zilele în care, de timpul în care nu citeam cuvântul în fiecare zi. Și îmi pare rău pentru lucrul ăsta, pentru că e timp pierdut. Vă provoc ca de astăzi înainte să nu treacă nici o zi. Dar asta nu e numai pentru predicatori, asta e și pentru voi. Pentru noi toți. Citește zilnic cuvântul lui Dumnezeu. Când nu înțelegi, roagă-L pe Domnul să te lumineze și ascultă și citește și ascultă și postește până înțelegi cuvântul Domnului. Trăiește cuvântul lui Dumnezeu zilnic. Împlinește-L, că degeaba îl cunoști dacă nu-L trăiești. Fii gata să suferi pentru cuvânt și vestește cuvântul lui Dumnezeu zilnic. Pentru că pentru toate acestea spune ultimul capitol din cartea aceasta a vieții, iată eu vin curând, zice Domnul, și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Dacă până astăzi nu v-ați scuturat de obiceiul acesta prost, vă îndemn în numele Domnului Iisus Hristos să o faceți în această dimineață. Don't try to impress people. Oamenii văd cei la vedere, dar spune cuvântul lui Dumnezeu așa după cum am auzit, Dumnezeul care vede nascuns, El răsplata o aduce pentru aceea pe care i-a văzut în ascuns. Că acolo este religiozitatea noastră adevărată și frica noastră de Dumnezeu. Dragilor, eu mă rog ca Domnul să vă binecuvinteze prin mesajul acesta, să ne ajute Domnul ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să rodească în inimile noastre și în fiecare zi să ne aducem aminte că această comoară este lucrul cel mai important în viața noastră, să-l citim, să ne ajute Domnul să-l înțelegem, să-l trăim, să suferim pentru el și în fiecare zi să spunem altora despre Dumnezeul care ne-a salvat și pe noi și Domnul să salveze pe oricare care poate este în casa aceasta sau aude cuvântul acesta care nu-l cunoaște pe Dumnezeu și Domnul să vă dea bucuria aceasta cuvântului tuturor. Amin.